Bună ziua tuturor! Numele meu este Ioana Sticea Mera, responsabil de proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale în cadrul Agenției Naționale de Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Doresc să vă mulțumesc că luați astăzi parte la un webinar care a fost reprogramat și totodată să vă spun că sperăm ca folosind această nouă platformă să nu mai avem niciun fel de probleme, dar dacă ceva nu funcționează sau întâmpinați vreo problemă, vă rog foarte frumos să ne scrieți în căsuța de chat. Webinarul nostru de astăzi se va axa și pe ceea ce trebuie să facem când scriem o candidatură, mai ales că suntem pe ultima sută de metri, atât dumneavoastră cât și noi în calitate de experți. Și pentru că ne este mult mai ușor să vă îndrumăm, să spunem așa, pe toți odată decât să răspundem la foarte multe e-mail-uri individuale. Astăzi, într-o zi de sărbătoare ce e drept, vă oferim ocazia să ne adresați întrebări privind proiectele pe care le doriți să le depuneți, dar totodată să trecem în revistă ceea ce este nou în apelul din acest an, dar și ceea ce a rămas până la urmă neschimbat. Pentru că de multe ori observăm că lucruri pe care le repetăm în mod constant la formări sau la webinarii, în continuare nu sunt acordate corespunzător în candidaturi. Cu alte cuvinte, dorim să creștem calitatea candidaturilor dumneavoastră. Întreaga sesiune de azi va dura, sperăm noi, nu mai mult de o oră și jumătate. Va fi împărțită într-o descriere generală, hai să spunem, tehnică, cu aspecte formale, după care vom intra direct pe formular, unde vom vorbi și de ceea ce trebuie să completăm în fiecare secțiune, dar vom vorbi și despre aspecte tehnice sau de buget. Dacă veți avea întrebări la momentul respectiv, după ce se termine toată prezentarea, veți avea 10 minute în care să ni le adresați. Să începem! În primul rând, deja știți unde găsiți informațiile importante. Ghidul programului Erasmus 2018, apelul național 2018, ghidurile de completare, toate tutorialele care sunt puse la dispoziție de comisie, precum și webinarile, dar și pagina noastră pe care o găsiți pe site-ul agenției. Dacă doriți să vă căutați partenerul sau dacă încă mai sunteți în această situație, deși n-a trebuit să fie cazul, noi vă recomandăm să folosiți grupul de Yahoo Mobilități Erasmus Plus sau să folosiți eTwinning, puteți folosi diverse platforme care sunt puse la dispoziție și de alte agenții. Nu există din nefericire nici o platformă pusă la dispoziție strict de Comisia Europeană în acest sens. Puteți folosi și Erasmus Program Project Results, dacă este cazul, unde puteți găsi parteneri, e vorba de organizații care s-au implicat deja în proiecte VET și care au experiență și pe care le puteți aborda. Totodată puteți să ne consultați pe noi, experții ANE, puteți să faceți telefonic, puteți să o faceți pe e-mail, însă având în vedere cât de scurt este în acest moment timpul, probabil că mulți dintre dumneavoastră vor alege metoda telefonică. Bun. Aspectele esențiale pe care trebuie să le discutăm când vorbim de mobilități VET. În primul și în primul rând, proiectul este o inițiativă instituțională și nu una personală. E un aspect cu care ne mai confruntăm din când în când. De asemenea, avem un singur proiect pe domeniu, însă există această excepție pentru consorții. Ce înseamnă un consorțiu? Minim 3 organizații VET în cazul nostru. Iar o organizație poate să fie coordonator de consorțiu, poate să fie partener în mai multe consorții, poate să fie coordonator de consorții diferite și poate să depună și proiect de sine stătător. Dar, întotdeauna există un dar, trebuie să fie extrem de atent o astfel de instituție să nu se suprapună nevoile pe care le exprimă în acele proiecte. Partenerii, care sunt organizațiile de primire, în cazul nostru trebuie să identificați din etapa scrierii proiectului dacă cumva vă aflați în situația în care partenerii dumneavoastră de primire sunt de fapt organizații pe care noi le considerăm intermediare, dar nu sunt intermediare conform ghidului, va trebui să discutați și despre organizațiile de primire efectivă, chiar dacă nu le veți adăuga ca atare în candidatură.
dar vom vorbi despre asta mai încolo. Și de asemenea există Planul European de Dezvoltare, una din acele secțiuni extrem de importante ale candidaturii, care are uneori scăpări și pe care sperăm să le rezolvăm în urma prezentării de astăzi. Alte aspecte esențiale sunt legate de obținerea codului PIC. Probabil că ați avut deja surprize neplăcute cu parteneri care nu au dorit să-și creeze cod PIC sau cu organizații care nu înțeleg exact pentru ce folosește codul PIC, sau s-ar putea ca organizația dumneavoastră să aibă mai multe coduri PIC și să nu știți pe care să-l utilizați. Toate aceste instanțe sunt comune, le întâlnim de mai multe ori. Dar la ce trebuie să fiți cu adevărat atenți este să înțelegeți că PIC-ul nu este individual, este instituțional. Chiar dacă o persoană din cadrul instituției creează acel PIC, acest CNP organizațional este al organizației și ar trebui să fie creat fie de o persoană care este în organizație și folosește o adresă de e-mail generală a organizației, fie acea persoană ar trebui să adauge o a doua persoană de contact în cadrul PIC-ului. Acum, toate aceste aspecte nu le vom dezbate acum pe larg. Însă, ceea ce este URF, ce documente se încarcă și de ce aveți nevoie la acest moment, găsiți în ghidul programului. Aveți aici chiar și pagina, este vorba de pagina 244, adică n-ar trebui să fie nicio problemă să o accesați și, bineînțeles, să vă îndrumați colegii în acest sens. Un alt aspect destul de important când vine vorba de PIC și pe care multă lume îl ignoră, se referă la ceea ce spun ei ștergerea de PIC-uri. Dacă o organizație are mai multe PIC-uri, doresc doar să vă informez că nu pot fi șterse, PIC-urile nu se șterg, însă întotdeauna va fi un singur PIC pe care îl puteți utiliza. Și trebuie să fiți atenți la acest aspect. Care e PIC-ul respectiv? Dacă organizația dumneavoastră a mai implementat proiecte în Erasmus Plus sau proiecte centralizate, deja există un PIC care a fost validat. Dacă nu știți care este acesta, eu vă îndemn să luați legătura cu experții ANE, indiferent de domeniu. Indiferent dacă le puneți la AVET, indiferent dacă le puneți la domeniul școlar, organizația are un singur PIC. Bun. Alte lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere din momentul scrierii candidaturii și pe care vă anunțăm că trebuie să le aveți și pentru alte acțiuni, este vorba de documentul de mobilitate Europass. Acest document demonstrează dobândirea de abilități, aptitudini și atitudini sau competențe și este obligatoriu pentru partea de formare profesională, pentru partea de educație a adulților și pentru partea școlară. Pentru mai multe detalii privind ce este Europass, cum se folosește, noi vă invităm să accesați site-ul europass-ro.ro. De asemenea, tot în momentul în care veți scrie candidatura, puteți să folosiți tool-ul ECVET, care este vorba de creditele din domeniul VET. Acestea sunt un fel de documente pe care le utilizați doar dacă organizația dumneavoastră implementează credite transferabile în domeniul învățământului profesional și tehnic. Există domenii care nu pot să utilizeze ECVET. De ce vă atragem atenție? Că inclusiv acele domenii, văzând că scrie în candidatură, vor începe și vor spune că vor folosi ECVET, deși nu au practic cum. Poate doar dacă s-ar alia, să spunem noi, la standarde ocupaționale, ceea ce nu este cazul. Și atunci, ce facem? Dacă nu există ECVET, nu este ECVET. Nu este obligatoriu toate organizațiile să folosească creditele transferabile. Și din nou, nu este obligatoriu. Dacă vă interesează însă și sunteți o organizație din domeniul profesional și tehnic, nu vorbim aici de vocațional sau nu vorbim de zone în care nu am standard de pregătire profesională, dacă vă interesează și dacă doriți să-l utilizați, atunci vă rugăm să accesați linkul exet-toolkit.eu. Și nu doar asta, dacă sunteți deja în domeniul profesional și tehnic, ar fi foarte bine să inițiați utilizarea de credite transferabile. Bun,
Care sunt părțile esențiale în, hai să zicem așa, în a depune o candidatură și până la a fi aprobată sau a fi respinsă? Cel mai important este că suntem în partea de depunere a candidaturii. Deci până cel târziu, pe 1 februarie, la jumătatea zilei, aveți această posibilitate. Se trece apoi într-o secțiune de eligibilitate a candidaturilor. Dacă ați observat în anii anteriori, poate unii dintre noastre sunt noi veniți, dar sperăm să fie urmați totuși un pic ceea ce se întâmplă la nivelul agenției noastre. Noi, după ce primim candidaturile, publicăm o listă de candidaturi primite și acceptate, pentru că uneori se întâmplă să primim candidaturi în dublu exemplar și după aceea trecem la eligibilitatea candidaturilor. Eligibilitatea este de ordin formal. Se poate, ea se referă la dacă am toate elementele relevante la candidatură, dacă este trimisă la agenția care trebuie, dacă cumva vă trimiteți candidatura la altă agenție, din nefericire va deveni ineligibilă. Dacă îndeplinește criteriile necesare, adică avem organizația aplicantă, organizația aplicantă este vet, are organizație de primire, dacă este completată integral, dacă durata mobilității este cea care trebuie să fie. Sunt toate aceste aspecte de ordin formal, dacă are declarația de onoare atașată. Ceea ce e important să rețineți este că există foarte rar situații în care să avem candidaturi ineligibile. Acestea de obicei țin de tipul organizației, care poate nu este vet, sau țin de probleme legate, hai să spunem, de genul de mobilitate pe care vreau să o derulez, care s-ar putea să nu există pentru organizația mea. Există o neconcordanță între tipul organizației și mobilitatea pe care vreau să o realizez și, bineînțeles, toate candidaturile care sunt depuse după termenul limită. Dacă nu există explicații clare în acest sens, ele devin ineligibile. Se trece apoi, după eligibilitatea candidaturii, se trece la evaluarea calitativă a candidaturii, care este făcută de experți externi și, bineînțeles, după ce se termină această secțiune, se trece la publicarea rezultatelor de selecție. Și după aceea se trimite feedback pe care îl primiți sau îl primește individual persoana de contact și directorul instituției pe adresele de e-mail indicate în candidatură. Bun. Când vorbim despre evaluare, e foarte important să știți care sunt punctajele pe fiecare secțiune. Mi se întâmplă uneori ca lumea să dezvolte mult mai bine anumite secțiuni ale candidaturii, care se referă, de exemplu, la relevanța proiectului, decât o secțiune care se referă la impact și diseminare, cu toate că ele au aceeași valoare ca punctaj. Ce înseamnă asta? Da, relevanța proiectului este foarte importantă, dar impactul și diseminarea, dacă sunt slab realizate sau sunt slab prezentate, slab structurate, cu siguranță vor duce la o scădere drastică a punctajului. Nu poate fi punctat ceva ce nu există. Și vă atragem atenția la acest lucru și vă invităm să intrați pe ghidul evaluatorului, care îl găsiți pe site-ul erasmusplus.ro, în secțiunea documente de candidatură. De asemenea, vă mai rugăm să fiți atenți în momentul în care oferiți o mulțime de informații care s-ar putea să fie prea generale pentru ceea ce doriți dumneavoastră să faceți cunoscut evaluatorilor până la urmă. Termenul limită. 1 februarie 2018, ora 13, ora României, adică ora 12, ora Belgiei, la Bruxelles. Bun. Să începem să vorbim strict despre o candidatură. În primul rând, care sunt organizațiile implicate și care este rolul acestora? Avem și am vorbit oarecum despre asta, avem organizații aplicante și avem organizații participante în proiect. Când vorbim despre organizația aplicantă, aici vorbim inclusiv despre organizația aplicantă cu partenerii din consorțiu. Chiar dacă eu un consorțiu, am coordonator și membrii de consorțiu. După aia vorbim despre dimensiunea parteneriatului. Există unele consorții, de exemplu,
foarte mari, care implică și 10 organizații, ceea ce înseamnă că implică și un număr de mobilități substanțial, dar care nu e fezabil. Acum o să spuneți de ce nu este. Motivele sunt foarte simple. În momentul în care am mai bine de 10 organizații, în momentul în care aceste organizații, de exemplu, sunt pe un areal geografic extins, problemele cu care mă pot confrunta în derularea mobilităților cresc. Numărul lor crește oricum simțitor când există un areal geografic prea mare. Să creăm consorții care, să zicem, iau pe cineva din Constanța, pe cineva din Timișoara, pe cineva din Satu Mare. E, din punct de vedere a unui evaluator, dacă nu se explică foarte clar cum se realizează comunicarea la nivelul consorțului, dacă nu se explică foarte clar ce se întâmplă în fiecare pas, în ceea ce privește selecția, în ceea ce privește întâlnirea dintre membrii, în ceea ce privește acordurile, nevoile, adică de ce sunt nevoile comune și toți suntem la asemenea distanță și vrem să facem acest consorțiu, dacă toate lucrurile astea nu sunt foarte clar explicate, cel mai probabil în cadrul evaluării calitative, proiectul nu va primi maximul de punctaj posibil. E un lucru la care trebuie să fiți atenți când vorbim despre dimensiunea parteneriatului. Acum, același lucru este valabil și în momentul în care am o singură organizație aplicantă, dar am parteneri de primire 20, de exemplu. Am 20 de parteneri de primire, am, să zicem tot așa, 25 de elevi. Sunt foarte multe organizații. E bine faptul că aveți organizații de primire, dar e bine ca aceste organizații de primire să fie și organizații directe în care se desfășoară activitatea. Dacă acesta este cazul, din contră e chiar lăudabil că reușiți să faceți asta. Deci, atenție la dimensiunea parteneriatului. La proiectele de mobilitate VET, ce activități avem eligibile? În primul rând, mobilitatea stagiarilor. Mobilitățile sunt plasamente în întreprinderi sau într-o altă instituție relevantă sau într-o școală VET sau instituție de formare cu perioadă de practică în instituții relevante. Adică, dacă am un număr de elevi pe care îi trimit la o organizație parteneră, care este tot școală, nu e fezabil ca totul să fie doar formare. Ei trebuie să facă practică. În definitiv, pentru asta sunt ei primiși în mobilitate. Se întâmplă ca unele proiecte să aibă de suferit pentru că activitatea de formare propusă nu este o activitate, nu are nicio secțiune practică. Și atunci se transformă în cursuri pure. Ori între o astfel de candidatură și o candidatură care propune activități de practică, activități de practică clare, care vizează activitatea în condiții de muncă reale, există clar o diferență de notare, care este și normală. Până la urmă, este vorba de nu doar de ceea ce îmi propun, ci de cum îmi ating toate nevoile pe care le identific. Alte activități eligibile, mobilitatea personalului din domeniul VET. Acum, că vorbim de misiuni de predare, că vorbim de formarea personalului, că vorbim de vizite de planificare, care știu că sunt noi pentru noastră, să discutăm un pic mai încolo exact despre ele, sau organizare în avans, pentru Erasmus Pro, sunt convinsă că e un termen pe care l-ați întâlnit deja și care se referă la o persoană din organizația aplicantă care se deplasează la organizația de primire din străinătate să pună la punct detaliile mobilității. Toate aceste tipuri de activități care se referă strict la personalul din domeniul VET sunt acceptabile. Că discutăm un pic despre profilul participanților, o să discutăm un pic și despre stagiari, adică ce înseamnă pentru noi, sunt VET learners, incluzând ucenici și tineri absolvenți, dar vorbim de tineri absolvenți de învățământ preuniversitar, nu universitar. Foarte important acest aspect. Dacă doresc cu organizația mea să trimit tineri absolvenți
ai Universității Politehnica, de exemplu, nu voi putea să fac lucrul ăsta. Nu în domeniul VET. Apoi personalul din domeniul VET, avem persoane însoțitoare. Și când vorbim de persoane însoțitoare, o să discutăm un pic mai în detaliu despre diferența dintre persoane însoțitoare, după cum le înțelege ghidul, și persoane însoțitoare în domeniul, în domeniul special. Și bineînțeles, vorbim despre activitate versus flux. Când vorbim de activitate, vorbim de tipul de mobilitate care se realizează. Când vorbim de flux, vorbim de un număr de persoane care se deplasează pentru o anumită durată de timp în aceeași locație sau aceeași țară pentru a desfășura toate același tip de activitate. Se întâmplă uneori ca să avem organizații care își propun mobilități unde nu fac foarte clar distinția între activitate și flux. Sau câteodată la flux fac o distinție mult prea mare și atunci mi se întâmplă să avem de la două specializări diferite oameni care se plasează în același timp, în aceeași locație, pentru aceeași perioadă și să fie deja puși în fluxuri diferite. E în regulă, dar nu este neapărat necesar și cel mai probabil la o evaluare ulterioară, când vorbim de partea financiară, ori se unesc fluxurile, ori se despart, ca să zic așa. Bun. Când vorbim de personal și una dintre vizitele de care tocmai discutasem mai devreme este acea vizită de planificare, trebuie să ținem minte că din acest an există pentru noi, pentru VET și aceste mobilități de lungă durată. Dacă înainte pentru noi mobilitățile de lungă durată erau doar mobilitățile de peste o lună, lucrurile acum s-au schimbat. Și când vorbim de mobilități de lungă durată, vorbim de Erasmus Pro, care înseamnă mobilități de la 3 luni la 12 luni, ceea ce înseamnă de la 90 de zile în sus. Doar pentru aceste tipuri de mobilități există posibilitatea de a face vizită de planificare care să fie, care să fie finanțate din altă secțiune decât a organizare mobilității, care practic sunt finanțate ca un fel de mobilități normale. Deci mare, mare atenție. Dacă aveți nevoie de mai multe detalii în acest sens, o să vă rog să-mi adresați întrebări când vom avea pauza respectivă. Bun. Proiectele de mobilitate în VET. Deja am și spus, durata proiectului versus durata mobilității. La stagiar, durata minimă este de două săptămâni. Două săptămâni înseamnă 12 zile de activitate și 2 zile de transport, până la 3 luni maxim. Și de la 3 luni la 12 luni avem mobilități de lungă durată sau parte de Erasmus Pro. Pentru personalul din domeniul VET, durata minimă este de 2 zile, excluzând zile de transport, da? Până la maxim 2 luni, adică 60 de zile. Iar durata vizitei de planificare, dacă cumva am mobilități Erasmus Pro, este de maxim 3 zile. Ce limită finanțare avem? Cu ce lucrăm? Lucrăm cu sprijin organizațional, care este la ANSAM, lucrăm cu o linie pentru transport, care este individuală pe fiecare individ în funcție de distanța care se calculează cu un calculator de distanță și o să vorbim un pic mai încolo când intrăm în candidatură efectiv despre asta. Vorbim despre sprijinul individual care se calculează în funcție de rata zilnică, și bineînțeles de destinație. Ce e foarte important, dacă vreți să verificați rata de sprijin individual, puteți fie să o faceți direct în formularul de candidatură, fie vă puteți uita în apelul național. Acum, rata zilnică se calculează până la 14 zile este 100%, după aceea scade la 70%. Sprijinul lingvistic sau OLS, Online Linguistic Support, nu prea mai există limbi pentru care se oferă sprijin lingvistic. Platforma OLS în acest moment este destul de inclusivă. Dacă doriți totuși
să solicitați sprijin lingvistic. Nu uitați că trebuie să aveți minim 19 zile de activitate. Așa, și avem sprijin pentru nevoi speciale sau costuri excepționale. Ambele linii de finanțare sunt însă pe costuri reale. Adică le previzionați la acest moment, dar trebuie să fiți atenți pentru că la final, oricum, sunt verificate și dacă ați cerut 400 de euro, dar ați cheltuit 398, 2 euro vor trebui înapoiați. Așa, și mai avem pentru sprijin pentru nevoi speciale și e bine să precizăm, să precizăm din acest moment, dacă aveți persoane cu nevoi speciale și doriți să solicitați persoane însoțitoare pentru aceștia, în acest caz va trebui să solicitați cheltuielile destinate lor în secțiunea pentru sprijin pentru nevoi speciale. Dacă cumva vă aflați în această situație, vă rugăm să ne contactați și vom încerca să vă îndrumăm. Bun. În această parte vom intra direct în formularul de candidatură. O să vă arăt imediat de unde îl descărcați. Presupun că mulți dintre dumneavoastră l-au și descărcat deja. Dacă acesta este cazul și l-aveți cumva printat, vă recomand să îl aveți la dumneavoastră ca să trecem prin toate secțiunile relevante. Bun, o secundă, vă rog frumos. Vom intra pe erasmusplus.ro, vom intra în secțiunea candidatură. Dacă întâmpinați probleme la a descărca formularul sau oricare dintre instrumentele și documentele pe care vi le punem la dispoziție pe site-ul nostru, vă rugăm frumos să ne anunțați. Avem un pic răbdare. Nu se încarcă. Nu mai e o secundă, vă rog, frumos. Bun. În secțiunea documente de candidatură aveți în primul rând ghidul programului, ultima versiune, dar și versiunea inițială. Aveți apelul național la propuneri, apelul pentru acreditare, dacă e cazul, formular de acreditare. Aveți scrisorile de mandat pe care nu cumva să le uitați în cazul organizațiilor care depun o candidatură în consorțiu. Dar scrisorile de mandat se folosesc doar pentru membrii consorțiului, nu se folosesc și pentru partenerii din străinătate. Așa? Și apoi avem formularele de candidatură pentru proiectele de mobilitate. După cum bine știți, în acest an noi am fost anunțați, cum ați fost și dumneavoastră, că candidaturile pentru proiectele de mobilitate în domeniul formării profesionale vor fi realizate pe o platformă online, iar nu în format PDF. Din nefericire, acest lucru nu s-a mai întâmplat și am aflat destul de târziu, pentru că altfel probabil am fi avut acest webinar mult mai devreme și întâlnirea cu dumneavoastră ar fi fost mult mai devreme. Bun. Pentru proiectele de mobilitate în domeniul formării profesionale, noi vom selecta, da, domeniul formării profesionale fără carta VET. Dacă nu dețineți carta VET, vă rugăm foarte frumos să nu depuneți candidatură cu acel tip de formular. Există în momentul de față un număr de aproximativ 10 organizații în România care pot să facă acest lucru, să folosească formularul cu cartă VET. Bun. Descărcăm documentul. Îl am și aici. Dumneavoastră probabil veți avea mai multe șanse să îl descărcați. Acesta este, da. Mulțumesc frumos. Noi un pic răbdare, după cum bine știți, PDF-urile, aceste tipuri de PDF-uri se încarcă un pic mai dificil. E deschis într-o
Ok. Deschide-l cu Cu liderul. da. E posibil Acest să nu poată din cauza că este DC și nu cred că merge cu da. DC-ul. Ah, ok. An error occurred. Application sharing terminated. Okay. Și cred că s-a blocat și... E ok. Nu are. E ok acum. Acum să vedem dacă este în regulă. Vă mulțumesc. Vreau doar să-mi confirmați că puteți vedea formularul de candidatură și la mine pe ecran. Este vizibil? Bun. Așa. Pe aceeași pagină unde... Vă mulțumesc frumos pentru confirmare. Pe pagina noastră, unde se află formularul de candidatură, unde se află formularul de candidatură pentru domeniul web, bineînțeles, dacă vă uitați un pic mai sus, veți găsi și formularele de candidatură pentru domeniul școlar și mai jos un pic pentru educația adulților. În momentul de față, singurele acțiuni care au depunerea online, prin acel format direct online pe un browser, sunt domeniul higher education, adică domeniul educației universitară, și domeniul youth, adică tineret. Restul, educația adulților școlară și, bineînțeles, noi, partea de vet, vom depune în continuare în format PDF. Bun, haideți să începem să completăm împreună un formular de candidatură. Sunteți de acord? Bun. Începem în primul rând cu limba de completare, care, după cum știți deja din experiența anterioară, va fi română. Vom trece cu titlul proiectului. Dacă îl avem, îl scriem și în engleză. Dacă avem acronim, când să-l trecem și pe acesta. Nu uitați, căsuțele care nu sunt marcate cu roșu nu sunt obligatorii. La finalul fiecarei pagini aveți un buton pe care scrie Validate. Validate, după cum bine ați văzut, deja am primit o atenționare, nu se referă la a valida calitatea informațiilor, ci se referă la a mă înștiința dacă există vreo secțiune obligatorie pe care eu nu am completat-o. Bun. Haideți să începem. O să observați ceva care s-ar putea să vă creeze probleme. Așa. Nu, pe prima dată ar fi trebuit să ne apară obligatoriu. Aflăm imediat ce se întâmplă. Alegem agenția din România. Așa. Motivul pentru care nu mi-arată perioada de încheiere a proiectului meu este că nu am ales o dată de început care să fie între 1 a 6-a și 31 a 12-a acest an. Ne întoarcem. Alegem o dată de început. Așa, și atunci avem și data de finalizare. Nu uitați, durata unui proiect în domeniul web poate să fie de la minim 12 luni până la maxim 24 de luni. Ok, ar trebui să încercăm un pic.
Și pentru că aș vrea să colaborăm într-adevăr, exact cum spune această platformă, vă rog, oricare dintre dumneavoastră, dacă are la îndemână un pic, îl vom verifica direct în formular și vom discuta și de unde ne luăm datele respective. Vă mulțumesc! Opa. Numai o secundă. Opa. Este posibil, am mai fost contactați de beneficiari sau de potențiali aplicanți care ne-au informat că atunci când dau click pe check pic nu se întâmplă absolut nimic. Acest lucru este posibil să fie din cauza că atunci când ați fost întrebată de partea de securitate dacă doriți să contactați site-ul de unde se preiau informațiile pentru pic, este posibil să fi răspuns cu blocare în loc de permitere. Bun. Avem datele organizației. O să observați că ceea ce nu se completează este tipul organizației. Aici va trebui să alegeți tipul de organizație care vi se potrivește. În general, vorbim de vocational training, secondary level. Numărul total de staff și numărul total de elevi ai instituției. Apoi, dacă depunem o candidatură în numele unui consorțiu, aici vom răspunde obligatoriu cu da. Dacă răspundem cu da, se vor genera alte secțiuni. Prima dintre ele fiind dacă mai suntem implicați și în alte consorții. Unde, din nou, dacă răspundem cu da, va trebui să explicăm și ce rol avem în alte consorții. În cazul nostru, noi vom depune o candidatură foarte simplă, ceea ce înseamnă că nu vom depune în calitate de consorțiu. Ne vom descrie pe scurt organizația. În toată partea care ține în această secțiune C, în secțiunea C, practic, se oferă informații despre organizația aplicantă sau organizațiile, dacă vorbim de consorțiu, oricine este implicat în proiect, este necesar să existe minim două instituții implicate, revin asupra acestui aspect, instituția de trimitere și instituția de primire. Instituția de primire, din nou, obligatoriu din altă țară, iar dacă aveți neclarități privind organizația care are rol de primire în cadrul proiectului sau tipul acesteia, nu este să ne contactați. Uneori se întâmplă să alegem organizații de primire care s-ar putea să nu fie relevante sau să nu fie potrivite pentru tipul de activități pe care dorim să le desfășurăm. Apoi, calitatea unui proiect, în primul și în primul rând, trebuie să țineți minte că depinde de cea a organizațiilor implicate. Este recomandabil să aveți de la bun început parteneri de primire, nu doar intermediari în proiectul dumneavoastră, întotdeauna vom recomanda asta. Dacă există situații care nu pot fi surmontate, în acele cazuri vă rugăm să luați legătura cu organizația intermediară și să vă facă foarte clar cunoscut ce fel de organizații vor fi în proiect, adică unde se vor desfășura efectiv mobilitățile sau partea de job shadowing pentru cadre didactice. Apoi, din datele pe care le furnizați în formularul de candidatură, întotdeauna va trebui să reiasă foarte clar că, deși aveți doar organizație intermediară la acest moment, acesta nu este un impediment în desfășurarea cu succes a mobilităților. Dar, după cum bine știți, ca să reiasă lucrurile așa, nu pot să fie doar la modul declarativ. Un alt lucru pe care vă rugăm să nu-l uitați când vorbim de această secțiune C este că pentru mobilitățile de personal, rolul unei organizații de primire poate fi jucat și de o organizație intermediară. Motivul pentru aceasta este foarte simplu.
Adesea activitatea durează doar câteva zile și în acele câteva zile persoana respectivă se deplasează în foarte multe locații. Și atunci este puțin credibil că fiecare organizație va putea să se implice în mod corespunzător în evaluarea finală a acestui profesor, de exemplu, sau cadru didactic, și totodată este foarte puțin probabil ca experiența aceasta acumulată să fie inclusă astfel într-un certificat sau într-un document Europass. Dacă instituția noastră candidează numai în nume propriu, ceea ce se întâmplă cel mai adesea, completați secțiunea C1 cu toate subsecțiunile ei, iar după aceea C2. Și secțiunea C2 oricum se va duplica în funcție de numărul de parteneri pe care îl aveți. O să vă arăt imediat. Deocamdată vom trece informații în fiecare secțiune. Când vă descrieți organizația, dacă aveți mai ales organizații cu foarte multă experiență, descrieți doar ceea ce este relevant pentru acest proiect. Descrierea unei organizații făcută ca un CV cu 30 de pagini nu ajută. Gândiți-vă întotdeauna când vă descrieți organizația să o faceți cum o fac mulți când aplică pentru o poziție, și anume prezintă doar informațiile relevante pentru acea poziție, nu absolut toată experiența. Ceea ce se întâmplă când treceți în următoarea secțiune și sunteți rugați să vă axați strict pe ceea ce este relevant din tot ce ați discutat mai sus, apoi va trebui să discutați despre persoanele din staff sau persoanele angajate ale instituției care sunt implicate în scrierea acestei aplicații și care vor fi implicate și în implementarea celor descrise aici. Dar totodată trebuie să faceți lucrul ăsta discutând ce competențe și experiențe anterioare au pe care să le aducă în proiect. Apoi, mai aveți o întrebare: dacă ați aplicat sau dacă ați primit în ultimele 12 luni un grant de la Comisia Europeană. Aici, dacă răspunsul este da, se va trece programul, anul, care dacă vorbim despre 12 luni, probabil că este în 2017, datele de contract sau numărul proiectului și, bineînțeles, cine este beneficiarul. Că este posibil să fiți partener într-un proiect care a fost aprobat în ultimele 12 luni. Nu este cazul să completați această secțiune dacă vorbim despre granturi sau solduri care le-ați primit în urma implementării unor proiecte care depășesc aceste 12 luni. Un exemplu ar fi proiecte de mobilitate care au fost pe durată de 16 luni sau 18 luni și care s-au încheiat în ultimele luni. În cazul nostru însă răspunsul este nu. Apoi, avem reprezentantul legal. După cum bine observați, aceste date nu se transferă odată cu picul, ceea ce înseamnă că nici nu se completează la pic. Așa că dacă vi se schimbă reprezentantul legal, nu este cazul să intrați în pic să schimbați reprezentantul legal, pentru că nu aveți ce dată să introduceți acolo. Vom alege mail. Așa, și un număr de telefon. Bun. Doar în cazul în care adresa este diferită de cea a organizației proprii, bifați această căsuță. Altfel, niciodată. Noi vă recomandăm să nu o faceți, să vă păstrați aceste date foarte clar
legate de organizație și nu de fiecare individ. Persoană de contact. Persoana de contact și reprezentantul legal pot să fie una și aceeași persoană, însă nu recomandăm acest lucru. Persoana de contact, în general, ar trebui să fie persoana care se va ocupa de implementarea proiectului în situația aprobării acestuia. Și o să mai observați o secțiune unde sunteți întrebați despre Online Linguistic Support Contact Person. Dacă vă propuneți mobilități cu o durată minimă de 19 zile, este obligatoriu să aveți și o persoană de contact pentru OLS. Persoana de contact pentru OLS și persoana de contact pentru proiect nu este obligatoriu să fie una și aceeași. În cazul în care ajungem în situația în care am două persoane de contact și nici una nu este o persoană de contact pentru OLS, oricum vi se va solicita ulterior. Noi astăzi ne propunem mobilități care au această durată și nu mai vrem o altă persoană de contact. Persoana noastră de contact este persoana de contact care se ocupă și de OLS, dar nu mai avem nevoie de o altă. Bun, trecem la organizațiile partenere. V-aș fi recunoscătoare dacă tot așa ați putea să îmi puneți la dispoziție un pic oricare doriți dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Și aici avem datele de contact ale partenerilor noștri. Tot așa vom avea tipul organizației. Dacă nu se potrivește cu absolut nimic de aici, ne anunțați și vom încerca să vă ghidăm. Hai să vedem, noi să zicem că este small, medium enterprise ar trebui. Dacă nu am trecut de ea, small, medium enterprise. Staff poate să fie 10, learners poate să fie 0 dacă este astfel de organizație. Din nou, organizația trebuie prezentată, totodată ne trebuie persoanele cheie din organizație care se vor implica în această candidatură. Și, bineînțeles, ce abilități și competențe vor aduce în cadrul candidatului. De multe ori se întâmplă ca într-un astfel de proiect să selectăm un partener și partenerul să nu aducă absolut nimic din punct de vedere al cadrelor sau al personalului pe care îl implică în candidatură, ceea ce nu este în regulă. Întotdeauna nu uitați, în orice mobilitate de stagiu trebuie să existe un tutor de stagiu, iar tutorele de stagiu trebuie obligatoriu să fie din această organizație. Totodată trebuie să fie o persoană care să vă sprijine în completarea documentelor suport pentru orice proiect. Deci mare, mare atenție ce fel de parteneri vă selectați. Bun. Totodată avem și persoana de contact. Vom prelua toate datele acestea. Este important ca datele persoanei de contact să fie reale. Această persoană poate fi contactată de Agenția Națională în caz de nevoie. Și am ajuns în acest moment la partea extrem de importantă pentru noi și anume planul de dezvoltare europeană. Am introdus organizațiile, am introdus persoanele lor de contact și acum începe scrierea efectivă a proiectului nostru. Această secțiune este în primul rând relevantă, în al doilea rând este obligatorie, este marcată cu roșu după cum ați observat. Pentru deplasarea personalului,
însă ea este extrapolată și se dorește să fie completată și în cazul mobilității elevilor. Oricum ați desfășura partea de European Development Plan, nu uitați că planul de dezvoltare europeană este obligatoriu să fie construit plecând de la planul de dezvoltare al instituției. Nu uitați că poate să se bazeze și pe planul local de acțiune în învățământ. Trebuie să aveți în vedere aceste aspecte pentru a nu introduce informații nerelevante sau pentru a nu vă propune lucruri care depășesc aceste instrumente. De exemplu, pentru construirea planului de dezvoltare europeană propriu proiectului, pentru că vorbim de un plan de dezvoltare europeană propriu proiectului, și îl vom face numai răspunzând adecvat întrebărilor din această secțiune, se poate ca personalul instituției să întâlnească și să extragă aspectele ce trebuie îmbunătățite în ceea ce privește internaționalizarea din planul de dezvoltare a instituției. Se poate utiliza o analiză de nevoi, cum ar fi analiza SWOT, care nu doar că se poate utiliza, o și recomandăm. Trebuie de undeva să reiasă cum am ajuns la ceea ce doresc să fac. Rar se întâmplă ca o organizație să nu aibă un plan de dezvoltare instituțională de la care să pornească. E adevărat că este o situație poate mai des întâlnită în mediul privat decât în mediul public și când vorbim aici vorbim de instituții de școlarizare publice. Practic, ceea ce se dorește este să devină evident că aveți o strategie în ceea ce privește internaționalizarea, că această strategie răspunde unor nevoi preexistente. Acestea trebuie să fie reale, trebuie să fie fundamentate. Fundamentarea nu se face la modul declarativ, așa, și totodată trebuie să fie vizibile în cazul oricărei analize. Trebuie să precizați cum activitățile propuse în acest plan vor contribui la depășirea problemelor pe care le-ați identificat. Fie că vorbim de mobilitate de personal, fie că vorbim de mobilitate de elevi. De fiecare dată trebuie să aveți aceste aspecte în vedere. Trebuie, de exemplu, să explicați cum vor fi folosite competențele și experiențele dobândite de participanți într-o potențială mobilitate în această strategie și în ce constă ea. E foarte important să nu uitați că planul european de dezvoltare trebuie să fie conectat cu ceea ce se întâmplă în proiect. Trebuie să existe acea conexiune când trec, de exemplu, de la planul de dezvoltare europeană la următoarea secțiune care se referă strict la descrierea proiectului. Datele trebuie să se vadă legătura dintre ele și totodată în funcție de ceea ce îmi propun în planul de dezvoltare europeană, un evaluator își poate da seama și mai ușor dacă este relevantă organizația mea de primire, de exemplu. Deci mare atenție la aceste lucruri. Aveți apoi întrebări dacă organizația dorește să folosească vreuna din instrumentele de mai jos în proiect. În partea de e-twinning, de obicei, răspunsul în cazul nostru este negativ. La School Education Gateway, uneori este posibil răspuns să fie da, dar noi vom alege nu pentru toate aceste platforme. Dacă cumva selectați da, va trebui să explicați cum pentru fiecare dintre platforme. Așa, trecem apoi la descrierea proiectului, unde vorbim de lucrurile cele mai importante și anume vorbim despre obiective. În secțiunea descrierii proiectului, nu uitați că trebuie să motivați de ce acest proiect este necesar pentru instituția dumneavoastră. Trebuie să aveți o analiză de nevoi. Oricum aș lua-o, știu că spuneți, dar analizăm și deasupra la planul european de dezvoltare, analizăm și aici. Da, doar în urma unei analize, a uneia foarte clare, puteți să vă trasați niște obiective, puteți să vă trasați niște linii de activitate, ce anume vreți să faceți. Trebuie să identificați nevoile de formare ale grupurilor ținte implicate și totodată va trebui să precizați care sunt obiectivele specifice ale proiectului. Există uneori obiective generale, dar în primul rând ne interesează cele specifice. Și cea mai mare problemă pe care o
întâlnim este că acestea nu sunt construite smart. Ceea ce înseamnă că nu sunt specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp. Asta e una dintre probleme. Cealaltă problemă foarte mare este că unele dintre ele nu au legătură cu VET. E adevărat că în momentul în care se realizează o mobilitate în VET, există și posibilitatea de a face poate un pic mai mult, adică ne îmbunătățim și abilitățile lingvistice, ne îmbunătățim și abilități de comunicare cu alte persoane. Dar ceea ce ne interesează, în primul rând, sunt acele obiective specifice care țin foarte clar de formarea profesională. Totodată, aici este locul în care trebuie să convingeți evaluatorul, dar făcând-o într-un mod fundamentat, că v-ați ales partenerii potriviți. Și aici va trebui să corelați experiențele lor, la fel cum am făcut-o la European Development Plan, da? Trebuie să o corelați de asta dată cu nevoile identificate la nivelul grupurilor țintă și cu obiectivele propuse. Nu uitați să precizați activități macro, nu doar mobilități, prin care vă veți îndeplini toate cele propuse. E din nou foarte important să menționați activitatea anterioară relevantă a partenerului, care poate fi corelată cu tematica și obiectivele. Apoi veți observa, aveți o întrebare cu care sunt tematicile adresate de proiect. În primul rând, trebuie să vedeți care sunt cele majore. În cazul nostru, să zicem că sunt... Depinde pe ce domeniu doresc să merg, dar... ICT, de exemplu. Pot să adaug până la 3, mai mult de 3 tematici adesea sunt fezabile într-o candidatură. Trecem apoi la profilul participantului. Dacă cumva există careva dintre dumneavoastră care dorește să deruleze mobilități pe termen lung, adică Erasmus Pro Mobilities, vă rog frumos să înscrieți în chat. În cazul în care nu este nimeni, vom trece atunci strict să discutăm despre ce înseamnă profilul participantului. Profilul participantului se referă la a preciza din cine este format grupul țintă. De exemplu, putem să avem 20 de persoane din clasa 10-a, calificarea tehnician în hotelărie, profilul servicii. E o variantă. Și care sunt nevoile de formare și cum veți realiza selecția acestor participanți care vor alcătui grupul țintă. Ce se întâmplă adesea este că lumea spune că va selecta participanți, dar nu explică foarte clar cum îi va selecta. De exemplu, nu discută despre criteriile de selecție, competențe profesionale, nu se discută despre specializare, despre nivelul de educație și formare profesională, despre poate cunoașterea limbii străine folosite în țara gazdă. Iar dacă se discută despre aceste criterii, criteriile uneori nu sunt corelate cu nevoile de formare identificate sau uneori nici măcar cu grupul țintă. De asemenea, nu se discută despre cum se anunță selecția, că se face public, că aceasta este făcută la nivel de instituție, care sunt mijloacele pe care le utilizăm. Și nici nu se descrie uneori aproape deloc procesul de selecție. Procesul de selecție cu tot ceea ce cuprinde acesta. Și acest lucru se vede. Se vede în momentul în care punctăm. Adică nimeni nu povestește cum se numește comisia de selecție, de exemplu. Trebuie să reasă foarte clar că se respectă regula evitării conflictului de interese. Cum se stabilesc probele de selecție? Ce conțin probele de selecție? Se întâmplă uneori să avem probe de selecție care nu sunt relevante pentru grupul respectiv. Vorbim aici despre lucruri care trebuie foarte clar corelate, vorbim aici despre un proces care trebuie să fie cât se poate de transparent. Totodată, multă lume pierde din vedere că informarea privind conținutul, de exemplu, al dosarului de candidaturi sau a selecției propriu-zise trebuie făcută în timp util.
Și în timp util nu înseamnă cu o săptămână înainte de termenul limită, de exemplu. Și totodată trebuie descrisă pe larg cum se realizează selecția. Vorbim despre susținerea probelor, vorbim despre evaluarea candidaturilor, dacă avem dosare, sau vorbim despre cum se finalizează listele din care se reiasă care sunt candidații aprobați, care sunt cei cu statut de rezervă și care sunt respinși. Și când vorbim de cei aprobați, ar trebui să vorbim aici despre punctaj. Ar trebui să fie o listă foarte clară, persoanele respective ar trebui să fie în ordinea punctajului, la fel și rezervele. Noi recomandăm ca întotdeauna să existe persoane cu statut de rezervă, măcar una sau două, în cazul în care, dacă se aprobă proiectul și ajungem în implementare, ajungem într-o situație în care descoperim că unul dintre participanți se mai poate deplasa și atunci va trebui să îl înlocuim. Nu uitați că avem o singură zonă de descriere a selecției. Vorbim aici și despre selecția cadrelor didactice. Acum, că la cadrele didactice grupul meu țintă poate să fie făcut din profesori maestri, zic profesor de specialitate, explic foarte clar care sunt aceștia și ei trebuie să aibă probabil un dosar de candidatură care trebuie evaluat, apreciat într-o formă sau alta. Totodată pot să treacă printr-un interviu. Și inclusiv în aceste situații, felul în care se realizează selecția, adică vorbim despre transparență, vorbim despre evitarea conflictului de interese, rămâne valabil. Nu uitați să nu pierdeți din vedere principiile după care se realizează selecția. Vorbim de egalitate de șanse, vorbim despre transparență și, încă o dată, conflict de interese. Repet aceste lucruri pentru că se întâmplă adesea când ajungem la momentul implementării cu proiecte, să descoperim că nu este chiar așa. Și în momentul în care se întâmplă acest lucru, se riscă lucruri destul de importante, ca de exemplu, riscați să pierdeți finanțare sau devin participanți ineligibili. Totodată nu uitați că participanții minori la momentul deplasării au dreptul la o persoană însoțitoare, adică la fiecare 7 minori la momentul deplasării aveți dreptul să solicitați o persoană însoțitoare. Ceea ce se întâmplă însă și ceea ce nu ar trebui să apară aici este selecția persoanelor însoțitoare. Dacă nu cumva vă aflați într-o situație în care știți foarte bine că veți avea 10 persoane care vor să fie persoane însoțitoare, nu se realizează niciodată selecția persoanelor însoțitoare. Trecem apoi la partea de rezultate ale învățării. Aici va trebui să completați cu competențele, abilitățile, atitudine, până la urmă, cunoștințele care vor fi dobândite în stagiul de formare, indiferent că vorbim despre cadre didactice, indiferent că vorbim despre stagiari. Dacă aveți grupuri mixte, se răspunde diferențiat pe fiecare categorie, ceea ce înseamnă dacă am elevi de la specializări diferite, care se duc și fac practică diferită, voi face asta și totodată dacă am cadre didactice, care fac parte din grupuri diferite. În cazul în care intenționați să utilizați instrumentele naționale de certificare, vă reamintim că acestea sunt luate în calcul pentru stagiile de lungă durată. Pentru mobilitățile cu o durată mai scurtă, există cadrul legal, reglementat în legea învățământului, prin care perioada de practică poate fi recunoscută ca parte a unui ciclu de formare complet. Pentru participați, atât elevi cât și cadre didactice, orice tip de formabil, este obligatoriu să folosiți documentul de mobilitate Europass, care este principalul instrument de recunoaștere și validare a stagiului, din punctul nostru de vedere. Documentul va fi validat de către instituțiile de primire după analiza rezultatelor evaluării finale. Menționăm că persoana însoțitoare nu primește document de mobilitate Europass, dar trebuie să primească un document de certificare a perioadei de deplasare. Dacă aveți o organizație intermediară și mai multe organizații de primire, de exemplu aveți 14 elevi și 5 organizații de primire, dar aveți doar două persoane însoțitoare, certificatul de însoțire va fi realizat și oferit acestora de către organizația intermediară.
Europass-ul. Trebuie să explicăm, bineînțeles, cum v-am zis, ce instrumente naționale dorim să utilizăm și apoi vom intra în secțiunea destinată pregătirii. Partea de pregătire și logistică este extrem de importantă. Ea va partea de pregătire și logistică este foarte importantă. Ea vă va sprijini, dacă este pusă cum trebuie la punct, să derulați mobilități de succes. Acum, în această secțiune trebuie să indicați, începând cu partea de G1, cum veți planifica mobilitățile din punct de vedere logistic. Fiecare partener trebuie să spuneți ce atribuții are, atunci când vorbim despre cazare, călătorie, când vorbim despre asigurări, când vorbim despre viză, dacă este cazul, când vorbim de partea de mentorat. Un proiect de calitate cu un management puternic presupune încheierea de înțelegeri sau convenții, de exemplu, într-un mod clar și transparent între organizații. Și pentru acest lucru există situația în care să introduceți inclusiv participanții în proces, dacă este caz, vă puteți gândi la acest lucru. Totodată trebuie să vorbiți despre acordurile de formare, acordul de formare pe care trebuie să le încheiați, acordul de formare sau programe de lucru, să nu uităm în cazul în care avem cadre didactice, pe care trebuie să le încheiați înaintea participării la stagiul de formare și care conțin toate activitățile pe care le vor derula participanții, toate activitățile se sună așa, profesionale pe care le vor desfășura participanții, cât mai detaliat posibil, ținând cont însă aici de limita de spațiu și de grupurile țintă. Și totodată nu uitați că dacă intenționați să utilizați ECVET, veți folosi memorandumul de înțelegere. Am mai prefera să precizăm în această secțiune că atunci când vorbim de activități, în această secțiune, deci doar în această secțiune vorbim de partea de formare, nu uitați că nu vor intra aici, de exemplu, și activitățile de pregătire culturală. În momentul în care intru în secțiunea G3, abia voi discuta despre asta. În această secțiune, în secțiunea G3, trebuie să descrieți întreaga pregătire de care beneficiază participanții, inclusiv partea de follow-up. Ceea ce înseamnă că trebuie să spuneți cum îi veți pregăti, cum îi veți informa corespunzător. Vorbim odată despre pedagogia stagiului, care e o pregătire obligatorie, în care toți participanții primesc informații despre organizația de primire, despre locul de muncă, dacă este loc de muncă, practic unde își vor desfășura activitatea, despre aspecte specifice legate de comunicare, vorbim de comunicarea în organizație, despre elemente de cultură organizațională, recomandări privind modalitatea de desfășurare a activităților practice. Ar trebui să existe o prezentare generală a programului Erasmus și totodată o prezentare a proiectului. Aici vorbim de prezentarea sintetică a contractului de finanțare, vorbim despre contractul de mobilitate, care trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea implicată. Dacă aveți minori, este ideal să găsiți o manieră prin care să faceți o pregătire, o informare inclusiv cu părinții. Și totodată prezentarea modului de completare a rapoartelor individuale din Mobility Tool. Am mai spune aici, dacă aveți o mobilitate care presupune OLS, că trebuie să discutați și despre asta, despre platforma online. Mai există apoi o pregătire culturală și o pregătire de prevenire a riscurilor, care adesea este uitată de mulți aplicanți. Trebuie să aveți întotdeauna plan de contingență, participanții dumneavoastră trebuie să știe de acesta. Și când vorbim de pregătirea culturală, ne referim aici strict de elemente de cultură, elemente care țin de geografie, istorie, lucruri care îi vor ajuta pe participanți să se integreze mai bine pe perioada mobilității. La partea de pregătire lingvistică, care e un problemă ușor spinoasă, vom avea OLS, care este Online Linguistic Support, dar asta numai de la 19 zile în plus, de la 19 zile în sus. Dacă nu
am o astfel de durată, nu vor avea participanții mei cum să beneficieze de OLS. Ceea ce înseamnă că orice pregătire lingvistică va trebui să fie realizată în cadrul, într-un cadru formal, cu un profesor care să le ofere pe un anumit număr de ore pe care dumneavoastră îl decideți și pe care îl considerați relevant, informațiile necesare ca să se descurce în limba țelizează sau în limba de comunicare în proiect. Vom trece ceva în fiecare secțiune, pentru că mi-ar plăcea la final să vă arăt și ce se întâmplă când încercăm să-l transmitem un astfel de proiect. Ajungem în partea destinată activităților principale. Aici vă recomandăm să vă axați pe descrierea în ordine cronologică a mobilităților efective, să indicați și perioada la care le-ați planificat și activitățile ce urmează să fie desfășurate. Informații pe care după aceea le veți relua și în acest, în această secțiune, în acest tabel, pe care îl vom discuta împreună imediat. Așa. O să-l completez foarte repede, ca apoi să vă vorbesc un pic mai mult despre fiecare secțiune. Cel mai important lucru este că alături de activitățile de mobilitate va trebui să treceți pe scurt și activitățile generale. Și nu numai asta, dar dacă aveți activități pentru elevi, dar și pentru cadre, toate trebuie descrise pe scurt în această secțiune. Știm că este un spațiu limitat, dacă mergeți să vedeți că sunt doar 5.000 de caractere. Nu uitați că trebuie să completați în limba română și fără diacritice, spre a vă ușura munca și dumneavoastră și nouă. Aici trebuie să treceți însă în ordine cronologică pe lângă descrierea activităților efective de mobilitate și, de exemplu, activități de pregătire, de monitorizare, diseminare, evaluare, gen luna 1, activitatea cu tărică, responsabilă este organizația aceasta, următoarea lună, luna a doua a proiectului, luna a treia, sau poate vreți să folosiți lunile cu denumirile lor efective sau să spuneți cât durează activitatea respectivă. Să se vadă clar că înțelegeți ce activitate aveți în proiect și care este rolul fiecărui partener de proiect. Pentru o implementare optimă, nu uitați că întotdeauna este necesară o comunicare și o cooperare foarte bună între parteneri. Acum, trebuie să scrieți cum comunicați cu partenerul și cum comunicați, dacă vorbim de consorțiu, o să aveți o muncă dublă, pentru că trebuie să explicați și cum comunicați cu aceștia. Noi recomandăm comunicarea face-to-face, față-înfață, însă în același timp nu uitați că trebuie să comunicați mai ales lucrurile importante, negocierile, într-un format scris. Vă trebuie dovezi pentru acest tip de comunicare, sunt foarte importante. Că mai aveți întâlniri pe Skype sau că poate faceți o vizită de premonitorizare pentru a mai stabili câteva aspecte, acestea sunt importante. Dar vorba vole în scripta manet. Și adesea mi se întâmplă când ajungem, că e și un fel de a preîntâmpina ce se poate întâmpla într-un proiect. Dacă eu comunic cu partenerul meu pe mail toate aspectele importante, atunci în momentul implementării, dacă ceva nu merge cum trebuie sau avem, avem neînțelegeri privind ce am decis împreună, voi avea întotdeauna această dovadă pe care eu pot arăta. Apoi, vorbim despre monitorizarea participanților pe perioada plasamentului sau pe perioada mobilității. Când vorbim de monitorizare, monitorizarea nu se face doar din partea organizației de trimitere. Ea ar trebui să fie făcută și de la organizația de primire. Și multă lume uită că este vorba de o activitate de observare și supraveghere, dar nu este o activitate de control. Scopul acestui tip de activitate este să îmbunătățesc pe viitor orice mobilitate. Scopul este să preîntâmpin situații neprevăzute, să aflu dacă ceva nu merge bine și să revizuiesc cât se poate de repede situația respectivă. Aici trebuie să descrieți cum realizați această
monitorizare, că folosiți telefon, fax, poștă electronică, rapoarte ale participanților, rapoarte ale partenerilor externi, vizite la fața locului, chestionare, discuții zilnice cu participanții, orice doriți noastră, dar trebuie să spuneți și cine o efectuează. În cazul vizitelor de monitorizare, însă, trebuie să fiți și mai atenți, trebuie să precizați, de exemplu, că există o persoană în echipa de proiect care are rol de monitor și să spuneți care vor fi obiectivele monitorizării și care sunt atribuțiile acestui monitor. Pentru plasamente, persoana însoțitoare poate să preia și rolul de monitor. Problema e în felul următor. Vorbim de persoană însoțitoare, de exemplu, o persoană însoțitoare la 7 minori. Nu vorbim de persoanele însoțitoare în cazul persoanelor cu nevoi speciale. În cazul în care aveți nevoie de persoană însoțitoare la 7 minori la momentul deplasării, va trebui să explicați în clar de ce se întâmplă asta. Mare atenție mai ales la anii terminali. Adesea se cer persoane însoțitoare fără să facă nicio analiză și este evident, adică vorbim despre clasa a 11-a, a 12-a și deplasarea se face spre sfârșitul anului școlar și eu prevăd persoane însoțitoare. Nu este eficient din punct de vedere financiar. Bun. Hai să încercăm să completăm împreună secțiunea H1. Vom completa doar o parte din aceasta. Vom alege o activitate short mobility. Dacă vă uitați acum, tipul de activități care le aveam în anii anteriori și cele de acum sunt diferite, avem doar short-term mobility of wet learners, țara de origine, România. Un alt lucru, și e bine să știți de acum, ca un participant sau ca un elev să fie eligibil pentru a se deplasa, trebuie să fie elev al instituției dumneavoastră. Și de ce precizăm asta? Mi se întâmplă adesea să avem întrebări de genul, am elevi din Moldova, sunt acești elevi eligibili să participe și ei la selecție? Răspunsul este întotdeauna afirmativ. Și vom merge în Austria, host type, unde mergem, mergem în companie sau mergem în școală. În momentul în care, de fapt, mergem și în companie și în școală, o trecem pe cea care primează. Și atunci o să fie compania, banda de distanță, banda de distanță pe care o voi calcula intrând pe calculatorul de distanță pus la dispoziție de comisie. Așa. Hai să trecem. Opa. Total duration for a travel days, 19 cu 2. 19 cu 2 înseamnă practic 3 săptămâni. Înseamnă 15 zile de activitate efectivă și 2 zile de transport, pentru că de obicei începem lunea și terminăm vinerea și avem 2 weekenduri la mijloc. Numărul de participanți, vom avea și persoane însoțitoare, ceea ce înseamnă că vor fi 16 participanți. Din aceștia, cu nevoi speciale, putem să avem o persoană. Număr de ucenici nu avem. Participanți cu oportunități reduse, putem să spun că avem 5, iar număr de persoane însoțitoare din tot acest număr este 2. Și vom mai adăuga o activitate pentru cadre didactice. Vom selecta un staff training abroad. Vom porni din România, dar de data asta vom merge în Danemarca. Banda de distanță. Durata va fi de 3 zile cu 2 zile de transport. Numărul de participanți 5. O persoană însoțitoare. Nu există persoane însoțitoare pentru staff. Nu în cazul nostru. Și numărul acesta de persoane însoțitoare de aici nu se referă la persoane cu nevoi speciale, după cum am discutat mai devreme. Bun, după ce am completat strict această parte de descriere a activităților, vom ajunge la partea de impact, unde trebuie să discutăm impactul la toate nivelurile, asupra participanților, asupra instituțiilor implicate, la nivel local, regional,
național, european, internațional, dacă este cazul, dar mai ales la nivelul organizațiilor implicate, nu se referă doar din România, se referă și la organizațiilor de primire. Și totodată, după cum ați văzut, partea de impact și diseminare reprezintă un punct cheie al proiectului. Și vă recomandăm să explicați impactul în termen concret, pe termen scurt, mediu și lung. La genul de proiecte care au între 12 luni și, hai zicem, 2 ani e deja mult, dar între 12 luni și 16 luni, este clar că de discutat cu adevărat vom discuta despre impactul pe termen scurt, doar făcând precizări care credem că ar putea să fie impactul pe termen mediu și lung. Trebuie să oferiți și exemple de ce rezultate transferabile aveți în proiectul dumneavoastră. Dacă cel mai greu este, în general, când vorbim strict de mobilități ale stagiarilor, unde de obicei nu se realizează ceva, un produs final anume. Produsul final anume este exact participantul cu abilitățile, atitudine și cunoștințele îmbunătățite. Și atunci e un pic dificil să explic, ok, cum voi folosi în cadrul instituției mele aceste, să zic, aceste rezultate. Răspunsul cel mai clar este că îi pot folosi pentru diseminare, pot să le arăt colegilor ce au învățat, pot să fac, să am o experiență practică cu ei diferită. Putem vorbi apoi de metode, poate, care le-au învățat de ei, care nu sunt aceleași care sunt la noi. Toate aceste lucruri pot fi avute în vedere. Apoi, când vorbim despre diseminare, multă lume uită odată să precizeze care este site-ul proiectului, unde găsim proiectul. Proiectul trebuie să fie undeva online și uită lumea să precizeze lucrul ăsta, faptul că vor avea un site al proiectului. Și ni se întâmplă că ajungem la raportul final și ne zic, știți, dar noi n-am spus niciodată că vom face asta. Și evident, de asta v-am zis, partea de impact și diseminare are un punctaj, de obicei, e o secțiune atât de mică și cu un punctaj atât de mare, cum ar veni. Dar, dacă vă ghidați așa, vă prezentați strategia de diseminare, cum este ea la nivel instituțional, la nivel local, și după aia spuneți cine diseminează, ce diseminează, cu ce mijloace diseminează, unde diseminează, când, dar mai ales cui, veți atinge toate punctele necesare. Iar apoi, în ultima secțiune, trebuie să vorbiți despre evaluare și nu vorbim despre orice evaluare. Este o evaluare care nu se referă la participanți, ci se referă la proiectul ca întreg. Este vorba de cum vă veți evalua proiectul pe parcursul implementării sale, dar și la încheierea acestuia. Vă recomandăm să precizați aspectele pe care doriți să le evaluați, de exemplu, gradul de atingere a obiectivelor, calitatea activităților, gradul de satisfacție a participanților și poate chiar al partenerilor, inclusiv a celor, a profesorilor sau a cadrelor didactice implicate din organizația mea, fie că sunt doar în partea de organizare, fie că sunt în calitate de participanți. Însă, gândiți-vă că trebuie să precizați cine evaluează. Poate să fie un membru din echipa mea de proiect. Cu ce mijloace de evaluare? Cum o realizează? Și când fac evaluarea? Bineînțeles, evaluarea trebuie însă să o realizez înainte de a trimite raportul final. Iar în partea aceasta de evaluare nu se ia în considerare și evaluarea pe care o va realiza Agenția Națională dacă proiectul nostru este aprobat și implementat. Iar ultima parte din conținutul formularului este sumarul. Aici, oricum, vedeți toate informațiile pe parte de buget. O să revin imediat un pic la ele. Așa. Dar vreau să vă arăt partea de sumar. În partea de sumar aveți două secțiuni. Trebuie să reluați, practic, ceea ce ați discutat mai sus. Nu uitați însă că acest sumar trebuie să fie foarte clar. Informațiile de aici vor ajunge pe platforma de rezultate a proiectului pentru absolut orice tip de proiect și trebuie să-l aveți atât în limba română cât și în limba engleză. Dacă cumva la începutul formularului nu selectați română,
nu veți avea această posibilitate. În primul rând, ce trecem în formular, după ce am scris atât de multe în formularul de candidatură, ce trecem în partea de sumară, îmi cer scuze. Aveți aici elementele pe scurt, vorbim de context, background, obiective, număr și profil participanți, descrierea pe scurt a activităților, metodologie și o scurtă descriere a rezultatelor și a impactului previzionat. În partea de sumar în engleză, vă rugăm doar să fiți atenți la a urma ceea ce ați trecut mai sus și vă rugăm să nu fie o traducere făcută cu Google Translate. S-au mai întâmplat și acest sumar, de fapt, în limba engleză este probabil cel mai important pentru că atunci când vorbim de platforma de rezultate, majoritatea celor care intră acolo nu se vor uita la cel în română, ci la cel în engleză. Să trecem acum un pic la partea de buget și să mai clarificăm câteva aspecte. Ați observat când am introdus aceste date că în partea J, partea de buget, la transport, ne-au apărut încă sutele destinatelor, number of participants including a company person, ceea ce este foarte corect. Acum, ele sunt editabile. Eu nu pot să cer mai mult pentru mai multe persoane, dar pot să cer mai puțin. S-ar putea să nu vreau bani de transport pentru toți. Nu cred că e o situație des întâlnită în cazul proiectelor din România pe partea de VET. Dar e foarte bine să mă uit aici și să verific dacă datele pe care le am sunt identice cu cele de mai sus. Dacă mă aflu în situația în care ceva este în regulă, voi reveni la secțiunea H1, voi modifica datele respective și ele se vor actualiza și aici. Am apoi partea de organizational support, unde vorbim de 350 de euro pe persoană, excluzând persoanele însoțitoare. Am partea de linguistic assessment, unde pot să selectez numărul de persoane. Am aici, de exemplu, ce este în momentul de față disponibil pe platformă, da? Ce limbi am disponibile pe platformă și trebuie să zic din numărul de participanți pe care îl am, excluzând persoanele însoțitoare, excluzând cadrele didactice, câți își vor realiza mobilitatea folosind aceste limbi străine. Am și selectat. Grupul 1 este number of participants, deci numărul de participanți care vor fi implicați în cursul de limbă. Dacă la prima secțiune selectez orice număr, ar trebui, în mod normal, aici să-mi dea un grant, ar trebui acolo să-mi apară numărul de licență, iar dacă sunt la a doua secțiune, da, voi primi, sau formularul îmi calculează un număr de 150 de euro pe persoană în vederea realizării unui curs de limbă străină. Dar, v-am zis, nu cred să avem mobilități care să fie într-una din limbile, care nu este mai sus, adică în acest prim grup. Drept urmare, în general, ceea ce se întâmplă este că se solicită numai licențe. În acest moment, partea lingvistică este încheiată. Dacă nu știți exact ce să faceți sau unde vă încadrați, faceți legătura cu noi. Dacă ar trebui să vă apară partea de lingvistică assessment și nu vă apare, înseamnă că mobilitatea dumneavoastră are mai puțin de 19 zile sau ați ales un tip de activitate incorrect. Așa. Totodată, pentru că am bifat ca am persoane cu nevoi speciale, am posibilitatea de a adăuga aici, voi alege activitatea, este de la A1 în cazul meu, deși dacă nu greșesc am trecut la amândouă. Da. Câte o persoană cu nevoi speciale. Și va trebui să descriu costurile pentru a susține această persoană cu nevoi speciale. Aici le voi descrie, aici voi trece costul total. În cazul în care cer o persoană însoțitoare, da, pentru un participant cu nevoi speciale, voi verifica mai sus care sunt costurile pe care le cer în mod normal
pentru o persoană, nu, secundă, pentru o persoană însoțitoare, da? În cazul nostru, grantul pe persoană însoțitoare este 3024 și voi adăuga la acest grant, grantul de transport, care este 275, da? Și voi ajunge la o sumă de 3024 cu 275, 3299. Și voi solicita aici, explicând de ce solicit suma asta, 3290 bani transport și subvenție persoană însoțitoare dedicată. Și suma care o voi solicita este 3299. Bun. Același lucru îl voi face și când mă duc la partea de staff training, dacă sunt în această situație. Dacă, de fapt, am nevoie și de alte cheltuieli, poate e o persoană care nu se poate mișca corespunzător și atunci am nevoie de un scaun cu rotile, pot să cer bani și pentru asta și atunci suma va fi mai mare. Și, de exemplu, nu trec aici, poate să fie medicație care nu o pot scoate din țară altfel. Toate aceste lucruri însă trebuie să le explic în clar și vor fi luate în considerare în momentul în care va fi evaluată candidatura. Am zis însă că am și persoane cu costuri excepționale. Câte persoane am spus că avem? Dacă nu greșesc, sunt 5. Bun. Câți dintre dumneavoastră au reușit să se uite în ghidul programului? Sigur, au observat că la partea de costuri excepționale avem însă, da, avem însă o situație în care ele sunt costuri reale și trebuie exprimate și prezentate ca atare la sfârșitul mobilității în raportarea finală. De exemplu, eu pot să zic că am nevoie pentru cei 5 elevi, doar de la A1, că nu am cineva, de, că nu sunt 16, sunt 5, el îmi ia numărul maxim. Atenție, nu puteți să cereți pentru toți, dar trebuie să cereți și să explicați că este pentru fiecare participant, nu știu, poate să fie un echipament. Și atunci am 5 persoane, echipamentul, să zicem, este 20 de euro pe persoană și voi solicita 100 de euro. Acum, ce înseamnă persoană care intră în această categorie? Din punct de vedere a persoanelor cu oportunități reduse, ele trebuie luate în considerare conform legislației noastre. Trebuie să fie persoane care sunt din familii monoparentale, care au care au o situație materială mai slabă. Toate acestea ar intra în această secțiune. Și totodată, sau din zona rurală, care nu își permit anumite aspecte. Va trebui să explicați ce anume din buget, de exemplu, cum am aici, când am persoane cu nevoi speciale sau costuri excepționale, care parte din buget trebuie luată într-o anume formă, trebuie să explicați, poate, nu știu, în loc de 16 participanți cât am la parte de transport, poate nu am nevoie de bani pentru 16 participanți, am nevoie doar pentru 10. Și atunci va trebui să explic în această secțiune de ce se întâmplă asta. Dacă nu am comentarii privind bugetul și dacă nu aveți, vă rugăm frumos să nu completați această secțiune. Bun. Aceasta este prezentarea generală. Vreau doar să vă mai arăt două lucruri foarte importante. Îmi dau click pe Validate. În momentul de față, formularul este valid, este completat integral. Și ajungem la un checklist. Acest checklist.ul vă rugăm să-l verificați înainte să încercați să dați submit la absolut orice. Voi trece un pic mai jos și
voi printa de la punctul N declarația de onoare, nu doar această pagină, ci integrală. Dacă dau click Print Declaration of Honor, vedeți că sunt două pagini. Da? Se printează două pagini, se semnează, ștampilează, datează, semnează două pagini, se încarcă două pagini. Se scanează și se încarcă în această secțiune. Noi însă aici o să dăm Add la orice. Mă scuzați, o să vedem în ce format să fie. Așa. Și la final, voi da încă o dată validate, să mă asigur că totul este în regulă și voi da click pe Submit Online. Are you sure you want to proceed? Noi zicem da. Un secund. Și în ultima față, formularul a fost trimis cu succes. Iar la final de tot, voi printa formularul și îl voi salva. Vă mulțumesc pentru atenție până în acest moment și vă invit să trecem la o parte foarte importantă, și anume la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Din acest moment aveți 10 minute să adresați întrebări în zona de chat, după care vom răspunde punctual. Vă mulțumesc pentru atenție! Bună ziua din nou! Mulțumim pentru numărul foarte mare de întrebări. Dacă ați observat în momentul de față, am oprit un pic funcția de chat ca să le pot urmări și să vă pot răspunde. Vom începe cu doamna Sorana Rita, cred. Așa, la secțiunea Host Type, dacă un centru de formare declarat și partener de primire are în gestiune, de exemplu, restaurant deschis publicului funcționând ca agent economic fără personalitate juridică separată, așa, ce alegem? Alegeți company. Ar fi mai corect. Dacă toată activitatea se desfășoară în partea de companie, puteți să alegeți company.
și veți explica în secțiunea destinată descrierii partenerului de ce ați ales company. 2. Vă rugăm să precizați la ce vă referiți prin follow-up la G3, adică cum vor fi pregătiți beneficiarii post-mobilitate. Da, este vorba de cum vor fi pregătiți ei când se întorc din mobilitate, cum vor fi îndrumați, cum vor fi îndrumați când vine vorba de raportul individual, cum vor fi îndrumați când vine vorba de utilizarea a ceea ce au învățat în activitatea lor profesională sau educațională. Și ne precizați că la documentele de candidatură nu există ghidul evaluatorilor. Într-adevăr, am verificat și eu, nu știu de ce nu mai există la acest moment, însă vom rectifica această problemă cât se poate de repede mâine dimineață când agenția își începe activitatea. Așa. Apoi, suntem întrebați dacă veți beneficia de înregistrarea webinarului. Înregistrarea webinarului va fi pusă pe site-ul agenției și puteți să-l ascultați din nou. Veți vedea fix partea de prezentare și veți auzi vocea mea care vă oferă informațiile. Așa. Apoi, doamna Pascotă, presupun, ne întreabă dacă există o problemă cu titlul proiectului, este același ca și anul trecut, când acest proiect a fost respins, nu este absolut nicio problemă, nu ne deranjează. Asta vreme cât proiectul dumneavoastră este un proiect care nu a fost aprobat, nu se consideră ca fiind dublă finanțare, deci nu e o problemă. Însă, atenție, nu folosiți proiectele altor colegi și nu copiați din textele altor colegi, pentru că atunci veți fi declarat direct ineligibil. Suntem întrebați dacă există conflict de interese dacă doi profesori însoțitori sunt căsătoriți și pleacă în mobilitate împreună la un curs. Selecția a fost făcută astfel pentru că reprezintă cadre diferite. Nu e o problemă, însă nu este o întrebare care să se refere la o candidatură. Unul, pentru că nu există cursuri la VET și doi, pentru că noastră vorbiți de selecție pe care deja ați realizat-o. Deci presupun că vorbiți despre un proiect în desfășurare și cred că va trebui să luați legătura cu expertul ANE care se ocupă de proiectul dumneavoastră. Apoi, se pot trece la costuri excepționale achiziționarea de echipament de protecție pentru 10 elevi școală profesională Tudor? Sau trebuie întâi trecuți la elevi cu posibilități reduse în zona H1 de buget? Trebuie întâi trecuți la secțiunea H1 la buget. Trebuie corelate cele două secțiuni. Și asta observam acum, că această corelare nu este tocmai ok la nivelul acestui formular, dar noastră trebuie să le corelați. Și noi le vom corela când facem evaluarea financiară. Se poate face un proiect dacă nu am partener, ci doar o organizație care îmi oferă formarea? În ce fel nu aveți partener? O organizație care vă oferă formarea, ca vreme când nu vorbim de un curs, din perspectiva noastră, este un partener de primire, este un partener în proiect. Persoanele care au acces la PIC pot descărca sau șterge aplicațiile, formularele precedente sau actuale? Nu. Niciuna dintre aplicațiile sau formularele depuse anterior nu sunt încărcate sau stocate în PIC. PIC-ul prezintă strict informații legate de organizație. Ca liceu de artă, specialitatea muzică, pot găsi o filarmonică din UE în care elevii să facă un stagiu de pregătire? Răspunsul este afirmativ, fără nicio problemă. Nu am găsit memorandum of understanding fără exact. Putem folosi formulare de anul trecut. MOU-ul este o parte din toolkit-ul exact. Deci de asta nu o să găsiți niciodată un memorandum of understanding fără exact. Dacă organizația de primire asigură efectuarea stajului de practică în companii, servicuri auto, există companii, aceste companii trebuie descrise la secțiunea C1.3? Da. Dacă organizația de primire este de fapt organizație intermediară, ea doar vă intermediază accesul la aceste companii, trebuie să aveți informații măcar despre câteva dintre serviciile auto, ca să reiasă că sunt relevante. În cadrul unui proiect Erasmus Plus ca unul, putem să avem atât activități de job shadowing, cât și cursul de formare pentru profesori, nu când vorbim de proiecte VET. Deci dacă este să vă uitați, și o să vreau doar să iau acea secțiune din formular. Dacă vă uitați la pagina 49 din ghidul programului, se specifică
foarte clar că este a work placement or a job shadowing observation period abroad in a company or any other VET provider. Nu există cursuri pentru mobilitățile în formare profesională. Un liceu poate depune un proiect de mobilități VTL și să fie membru de consorțiu în alt proiect mobilități VET care se depună la același termen, menționând că vizează același profil, am de studii diferit, deci grup fiindcă diferit, sunt eligibile candidaturile, mulțumesc. Doamna Schelba, răspunsul este afirmativ atâta vreme cât nevoile identificate sunt și ele diferite. Obiective diferite, nevoi diferite. Da, ce mai avem mai încolo? Parteneri eligibili. 1. IBD Solutions Trading, azi IBD așa. Sunt în școală profesională, profile selecțion. Din ce văd eu aici ca parteneri eligibili, sunt ok. Pentru ca 1. Poate școala aplica, trimite două formulare de candidatură, aplicații diferite, vezi profesor și educație școlară, formare, profesor la același termen? Da. Deci puteți, dacă sunteți o școală și nu sunteți implicați în consorții și sunteți destină stătători, puteți depune câte o candidatură pe fiecare acțiune la același termen limită, fără nicio problemă. Dacă organizația de primire are contracte cu companii unde se efectuează stagiul de practică, aceste contracte trebuie încărcate de platformă odată cu proiectul? Nu. Nu. Nu aveți această situație, nu este cazul. Dumneavoastră trebuie să prezentați acele companii, mai ales companiile în care știți deja de acum că elevii de la anumite specializări sau anumite profile își vor desfășura activitatea. Și o ultimă întrebare, dacă există, aici vorbim despre CES, pentru că noi asta avem și online, există un număr limită de elevi sau profesori participanți? Mulțumesc frumos! Nu există. Dar este puțin pozabil ca dintr-o instituție de, nu știu, dintr-o instituție mică, să mă apuc să trimit toată clasa. Să zic că trimit, de exemplu, 30 de elevi de la un anumit profil când eu am 15. Sau că trimit 6 profesori când nu am așa ceva. Noi vă recomandăm așa. Dacă sunteți la prima candidatură, depuneți un proiect pentru o durată minimă de un an, să vedeți cum vă descurcați, să vedeți dacă vă puteți descurca, alegeți un număr de elevi undeva până în 20 cu profesor însuțitor dacă există această situație și câteva cadre didactice. Trebuie să existe o corelare între nevoi, între obiectivele pe care mi le propun, până la urmă ce vreau să ating, și numărul de oameni pe care îl trimit în mobilitate, dar în același timp și cu capacitatea mea instituțională. Trebuie să vă gândiți la toate aceste lucruri în momentul în care vă trasați aceste detalii, care până la urmă sunt destul de tehnice. Bun. Voi da din nou drumul la chat și puteți să mai adresați întrebări dacă aveți, dar eu voi trece la răspundere, și solicitărilor de pe e-mail. Da. Dacă elevii au peste 18 ani, pot trimite și profesori. Putem trece câte doi profesori să spune. Nu înțeleg întrebarea dumneavoastră, doamnă, îmi pare foarte rău. Vă referiți să realizați staful de profesor în același timp cu staful cu mobilitatea de elevi și să joace și un fel de rol de persoană însoțitoare. Nu. O persoană care se duce pe VET staff, pe mobilitate de staff, se duce acolo pentru nevoile de VET staff. Nu se duce ca persoană însoțitoare pentru niciun elev. Aceste două lucruri nu sunt compatibile. Deci atenție pe viitor. Bun. Să vă mai spun ce întrebare am mai primit. E posibil ca la unele dintre ele să nu vă fi gândit și acum să vi se pare utile. Bună seara, vă rog să-mi spuneți dacă o școală poate aplica pentru un proiect ca unul pe job shadowing, pe o temă, de exemplu, mediu termen, în 1 februarie și apoi pe un parteneriat strategic la 21. În ambele proiecte este coordonator, nu partener, da, nu este nicio problemă. Parteneriate strategice
Doamnă, după cum mă scuzați întrerupere, doamna Sorana Rita ne întreabă referitor la ghidul pentru evaluatori. Cum am spus și mai devreme, verificat, într-adevăr, nu este pe site-ul nostru, el este pe site-ul Comisiei și vom rectifica această problemă mâine dimineață când Agenția Națională își reîncepe activitatea. Vă mulțumesc frumos! Așa, deci se pot depune proiecte atât pe K1 cât și pe K2 pe același domeniu până la urmă. Mă refer în domeniul web, fără nicio problemă. Vreau frumos să-mi spuneți la ce se referă experiența pe care instituția o are referitor la proiectul pentru care aplică. Exact asta, ce experiență mai aveți pentru acest tip de proiect? Pentru un proiect de mobilitate, de exemplu, mobilitatea elevilor sau referitor la domeniul respectiv? Dacă mai aveți experiență în așa ceva sau dacă este prima oară, adică prima oară cum de capacitate instituțională, de echipa de proiect, cum se va descurca ea? Și încă o întrebare, ce documente trebuie încărcate în formularul de aplicație în afară de declarația de onoare? În afară de declarația de onoare, dacă nu sunteți consorțiu, nimic. Acum, există situații în care foarte multe persoane mai încarcă și acorduri de formare previzionale, programe de lucru, bineînțeles, se încarcă tot felul de convenții. Dar obligatoriu este strict declarația de onoare. Și dacă sunt consorțiu, mandatele. Mandatele partenerilor din consorțiu. Bun. Suntem întrebați dacă la un job shadowing pe K1, în care sunt coordonator de proiect, dacă putem să și primim parteneri, să și primim persoane pe job shadowing. Da, răspunsul este afirmativ. Există posibilitatea, începând de anul trecut, dacă nu greșesc, doar că noi nu am avut astfel de mobilități, în care în loc să-mi trimit oamenii la formare sau la job shadowing, să îmi aduc traineri aici. Însă acestea trebuie să fie din companie. Și o să ne uităm din nou în ghid, pentru că știți cum vă spun eu întotdeauna, ghidul este ghidia noastră. Așa, avem o următoarea situație. Dacă o să vă uitați la pagina 50, sper să nu greșesc. Doar o secundă. Acțiunea este deschisă și formatorilor din companii din o altă țară a programului care sunt invitați să predea la aplicantul VET sau la organizațiile din consorțiu unde este cazul. Deci se poate lucrul ăsta. Însă vorbim de companii. Da? Deci atenție de unde ne invităm trainerii. Bun. Liceele pedagogice sunt considerate licee vocaționale. Acestea pot să participe la această rundă cu specific VET? Da. Atenție însă la liceele teoretice pe parte de limbi străine. Acestea nu sunt eligibile, însă pe partea de IT sunt toate eligibile. Așa. Dacă într-un proiect Erasmus VET o să avem două fluxuri, putem avea grupuri țintă diferite pe fiecare flux în parte? Răspunsul este afirmativ. Din primul start nici nu este nevoie să vedeți până la final restul întrebării. Puteți să aveți grupuri țintă diferite pe fluxuri diferite. Așa. Avem o situație în care elevii provin din familii dezavantajate și sunt în mediul rural, vorbind de elevii în clasament familiar, rom, părinți plecați în străinătate și vorbind de școală care nu a mai depus niciodată un proiect Erasmus Plus, dar doresc să depună pentru această școală profesională un astfel de proiect la termenul nostru limită. Și suntem întrebați dacă aceste organizații sunt relevante, organizațiile pe care ne sunt prezentate de doamna Mihai Mihaela, cred că am mai avut această întrebare, sunt relevante și pot fi depuse fără nicio problemă. Dacă există neclarități referitoare la grupul țintă sau astfel de aspecte, vă invităm să ne contactați.
Așa. Domnul Voina Marius de la Cei Râmnicu Sărat ar dori să afle mai multe despre partea de buget contabilitate și anume trebuie un cont special pentru proiectul Erasmus sau se folosește unul din conturile școlii. La acest moment nu vă trebuie niciun cont. Dacă vi se aprobă proiectul, vă țin de nas exact în ce formă va trebui să vă deschideți contul, că acest cont va trebui să fie în euro. Toate aceste lucruri le aflați strict când ajungem în partea de contractare, dacă este cazul. Cine ține contabilitatea pentru aceste granturi? Asta ține de fiecare instituție în parte, dar în general vorbim de contabilitatea instituției dumneavoastră. Bun. La aceste întrebări se mai adaugă câteva dintre cele de mai sus. Adică până suntem un liceu tehnologic, depunem un proiect vechi și încă unul de mobilitate pentru staff, educație școlară, este ok. Memorandum of Understanding se încarcă doar în momentul în care îl am și este relevant la acest moment. Se poate realiza un consorțiu cu alt liceu de artă, de exemplu liceu de artă din Botoșani și liceu de artă din Suceava, da? Asta vreme că sunteți minim trei instituții vezi, se poate realiza un consorțiu. Numărul profesorilor care merg în mobilitate pentru formare e limitat, de exemplu dacă am 10 profesori pot pune într-un singur flux sau este obligatoriu în mai multe. În funcție de cum vă organizați dumneavoastră. Nu există o normă, să zic așa, să zic că există un format și doar după formatul ăsta se fac lucrurile. Folosim sau nu diacritice pentru limba română în formularul de aplicație? Nu se folosesc diacritice în formularul de aplicație. Noi recomandăm să nu folosiți diacritice nici în formularul de aplicație și nici într-un alt document de acest format pe care îl veți utiliza ulterior dacă vi se aprobă candidatura. La ce se referă un flux? După cum am spus și mai devreme, un flux se referă la un număr de participanți care se deplasează toți în același timp, pentru aceeași perioadă, în aceeași țară, pe același tip de activitate. Dacă am două grupuri de 7 elevi cu persoană însuțitoare, de la două profile diferite, mecanică și turism, vor fi două fluxuri dacă practica se face la aceeași organizație parteneră în aceeași perioadă? Nu. Doar dacă doriți dumneavoastră sau dacă au perioadă diferită. Asta se consideră un singur flux. Dacă bugetul e coordonat de contabil, el este membru de proiect, în general, contabilul sau cine se ocupă de înregistrarea în contabilitate este obligatoriu membru în echipa de proiect. Echipa de proiect ar trebui să cuprindă minim trei roluri. O persoană de contact sau rolul de persoană de contact, rolul de responsabil cu formarea profesională și un responsabil financiar. Deci astea sunt minim de trei roluri. La aceste roluri, în funcție de proiectul meu și în funcție de mărimea proiectului, pot să mai am responsabil cu diseminarea, monitorizarea, evaluarea. Pot să am câte roluri doresc eu. Dar bineînțeles că trebuie să existe o corelare. În formular la H1, la Number of Participants, includem atât elevii dintr-un flux cât și profesorii însoțitori? Da. Dacă citiți deasupra fiecărei căsuțe, vi se spune Number of Participants și când mergeți la Accompanying Persons, scrie Out of the Total Number of Participants, adică din numărul total de participanți. Atenție! Am revenit la întrebarea cu Mou. Memorandum of Understanding se încarcă doar dacă dumneavoastră considerați că este relevant. Altfel, nu. Deci dacă vreți la acest moment să-l încărcați, puteți să-l încărcați. Nu este nicio problemă. Un profesor însoțitor poate însoți două grupuri de elevi diferite în an școlar diferite ai proiectului? Da. Și mai am o întrebare. Ok, s-a revenit. Da. O să vă rog să puneți întrebările în chat-ul mare. Să nu mi le spuneți individual. Dacă elevii au peste 18 ani, pot trimite și profesor aș... În ce sens, dacă este sau nu este obligatoriu? Aveți o secțiune, European Development Plan, este o secțiune în sine. Nu este un plan diferit. Există o secțiune în sine în candidatură. Este prima parte cu care am început după ce ne-am descris pe larg partea de organizații și informațiile care se încarcă acolo. El este obligatoriu. Ceea ce am spus însă că este că e mult mai ușor
European Development Plan să fie făcut pentru cadre didactice decât pentru această parte de elevi, de stagiari. Și nu se încarcă în formular, el are în formular secțiunea, dacă nu greșesc, este B. În secțiunea B, despre asta vorbim. Vorbim strict de European Development Plan și nu despre altceva. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, vă mulțumesc pentru toate întrebările, sper că am clarificat cât se poate de mult dintre ele. Nu uitați ca pe viitor să reurmăriți, dacă aveți nevoie, acest webinar. Noi vom încerca să-l încărcăm mâine. Totodată, mult succes, păstrați-vă calmul și ne găsiți la telefon, pe e-mail, pe toți cei care lucrăm în domeniul VET, mâine dimineață, începând cu ora 9. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă doresc o după masă plăcută și o seară bună!